Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu. Pentru azi, întrebarea a fost Ion Antonescu, un erou, opiniile istoricilor. Adrian Cioroianu. Generalul ulterior, mareșalul Ion Antonescu, a fost 1. Un patriot, 2. Un om integru, 3. Ca șef al unui stat intrat în război, nu și-a luat nicio garanție diplomatică, iar 4. Ca tactician avea o bună pregătire, numai că a fost contrazis flagrant de desfășurarea ca atare a războiului. Dar nu a fost și nu este un erou. Chiar dacă nu era, cum spune legenda, absolvent al școlii militare de la Saint-Cyr și nici de cum șef de promoție, cum scria Marin Preda în romanul Delirul, Ion Antonescu a fost un ofițer român bine pregătit și demn de uniforma armatei. Numai că, asemenea multor ofițeri europeni de pe teatrele celui de-al doilea război mondial, el a fost depășit de evoluția prea puțin convențională a conflictului. Antonescu a mizat totul pe cartea superiorității armatei germane. Era convins în 1941 că Hitler va câștiga războiul și că va fixa termenii păcii viitoare. Puțin mai sperau în vara lui 1941 că Anglia nu va fi îngenunchiată, dar ulterior. Intrarea în război a Statelor Unite a schimbat datele problemei. Puțin mai credeau în vara lui 1942 că URSS and Stalin mai au vreo șansă, dar episoade viitoare precum Stalingrad sau Kursk au întors sensul ofensivei. În fața târzeniei britanicilor, forței Americii și sacrificiului sovieticilor, Reichul German a intrat în agonie. Aliat al Germaniei, Antonescu a fost victima propriei sale încrederi totale în Hitler. Aici apare o a doua problemă. Alianța României cu Germania lui Hitler s-a făcut în termenii unui gentleman agreement verbal, fără niciun acord scris. Orbit de încrederea în Hitler și, condescendent, ironic față de junele rege Mihai al României, Antonescu n-a cerut garanții, n-a pus inițial condiții. E o greșeală uriașă a lui Antonescu. Ca șef de stat nu poți implica țara într-un conflict fără o minimă bază diplomatică. Faptul că ulterior a vândut nemților petrol și grâu contra aur nu e o compensație. După model german, Antonescu s-a lansat inițial într-o politică rasială până la un moment dat criminală. În 1941, el părea decis să pună în practică modelul soluției finale. Abia când a înțeles că Hitler ar putea pierde regimul față de evrei și țigani, a mai căpătat nuanțe. Faptul că în România nu s-a purtat steaua lui David nu neagă realitatea, adică planurile rasiale pe care le avea regimul Antonescu dacă Hitler ar fi ieșit victorios în Rusia. E adevărat că procesul lui Antonescu din mai 1946 s-a desfășurat în cel mai pur stil sovietic. Dar cred că soarta lui Antonescu ar fi fost aceeași chiar și dacă, prin absurd, ar fi fost judecat de anglo-american. În mod categoric, Antonescu a fost un om cinstit, lucru nu tocmai subînțeles la politicienii români de ieri și de azi, și și-a iubit țara. Dar aici intervine întrebarea, oare Corneliu Zelea Codreanu sau Nicolae Ceaușescu nu și-au iubit fiecare România lui? Nu au fost și ei cinstiți, măcar materialicește vorbind. Din păcate, dezinteresul material și iubirea de țară nu te fac automat erou. De meditat la acest lucru, pentru că eroismul real comportă infinit mai multe nuanțe și criterii. Ion Antonescu la unul dintre interogatorile luate în URSS în 26 iunie 1945. Întrebare. Dumneavoastră sunteți arestat de comandamentul armatelor sovietice în România ca unul din vinovații războiului, al ocupanților germano-români contra URSS. Recunoașteți dumneavoastră vinovăția în aceste daune? Răspuns, da, recunosc. Vina mea constă înainte de toate în aceea că după ce am venit în România la guvernare, în luna septembrie anul 1940, eu am continuat să întăresc legăturile României cu Germania și am ajutat pe Hitler în ducerea începutului de el în războiul de ocupare în Europa. Concret, aceasta s-a exprimat în aceea că după cererea lui Hitler, cu care el s-a adresat către mine în ianuarie 41, eu am dat voie să treacă armatele mecanizate peste teritoriul României în Balcani, care avea să înfăptuiască acolo tendințele agresive ale imperialiștilor germani. Odată cu acestea, tot timpul duratei războiului, eu am dat Germaniei material strategic și produse ale gospodăriei agricole. Întrebare, cu alte cuvinte, dumneavoastră, după ce ați venit la guvernare, a spus-o pe România în folosul germanilor, iar singur v-ați făcut ca un ajutor direct al lui Hitler în ale lui chestiuni de haiducie în Europa? Răspuns, într-adevăr, da. Iar rog să luați în seamă că dacă eu refuzam aliația cu Germania și nu-l ajutam pe Hitler la începutul de el, război de ocupare, armata germană ocupa România. Întrebare. Intrând în legătură de daună cu Hitler, dumneavoastră v-ați condus nu cu primejdea că vor ocupa, ci cu ale dumneavoastră tendințe agresive.
Iată, despre ele dumneavoastră trebuie să povestiți în întâia rând. Răspuns, nu ne, că luând legături personale cu Hitler, eu eram de acord cu a lui politică de ocupație și pe baza acesteia, la mijlocul lunii mai 1941 m-am înțeles cu el despre lovitura împreună militară contra Uniunii Sovietice. După ce s-au făcut pregătirile corespunzătoare, însemnată de noi lovitură, la 22 iunie anul 1941 a fost înfăptuită. În așa mod, eu m-am pus în rândurile dăunătorilor militari și în aceasta recunosc că sunt vinovat. Eu tot așa recunosc vina mea în fața poporului sovietic, în aceea că, cu ajutorul armatelor române și germane, am ocupat o parte din teritorie sovietică, am pus acolo a mea administrație și am continuat războiul contra Uniunii Sovietice până când în august 1944 a căzut România. Întrebare. Și dumneavoastră, având plăcere la bogățiile străine, propunerile lui Hitler le-ați primit? Răspuns. Da. Luând în seamă propunerile lui Hitler despre posibilitățile de a primi, lua teritorii, eu m-am unit cu el la lovitura împreună asupra Uniunii Sovietice și aceste propuneri le-am primit. Cu aceasta eu m-am obligat să dau pentru participarea în năvălire necesarea cantitate de armată română și pe cât se putea să măresc darea petrol de fier, așa și producte agricole pentru hrana armatei germane. După ce noi am primit o hotărâre unică despre năvălirea militară asupra Uniunii Sovietice, eu m-am întors în România și am început pregătirea către războiul viitor. Fragmente din stenograma publicată în volumul Procesul Mareșalului Antonescu, documente, ancheta procesului, volumul 3, editura Seculum I.O., București, 1998. Ioan Scurtu. Regele Ferdinand l-a decorat pe maiorul Ioan Antonescu în noiembrie 1916 cu ordinul Mihai Viteazul, felicitându-l pentru patriotismul și curajul dovedit în războiul pentru întregirea neamului. În 1919, locotenent colonelul Ion Antonescu a obținut o nouă astfel de decorație, cea mai înaltă oferită unui militar. Din păcate, despre generalul și apoi mareșalul Antonescu nu s-au putut și nu se pot face aprecieri fără ură și fără părtinire. El a fost o fire conflictuală. A intrat în conflict cu regele Carol al II-lea, apoi cu legionarii, cu comuniștii, cu sovieticii, cu englezii, cu americanii, cu regele Mihai, cu Maniu, cu Brătianu. A intrat în război alături de Germania pentru eliberarea Basarabiei și a pierdut. A promovat o politică antisemită, mergând în perioada septembrie 1941-octombrie 1942 până la Holocaust. Unii au reținut numai această perioadă și această politică. Alții reliefează faptul că la 23 august 1944, când Antonescu a fost arestat, în România trăia cea mai mare comunitate evrească din Europa. Cei învinși nu au niciodată dreptate. Nu se discută, de exemplu, câți evrei au fost uciși în Uniunea Sovietică din ordinul lui Stalin, pentru că Uniunea Sovietică a fost învingătoare în cel de-al doilea război mondial. Nu se discută despre responsabilitatea guvernului englez, care nu a admis ancorarea vasului Struma în Egipt, iar acesta s-a scufundat și câteva sute de evrei au murit înăcați, pentru că Marea Britanie a fost învingătoare în războiul mondial. Exemplele ar putea continua. Nu a venit încă timpul să putem răspunde categoric la această întrebare dacă a fost Ion Antonescu erou. Învigătorii din 1945 continuă să-și facă simțită prezența și să susțină că numai ei au dreptate, dreptate pe care o impun celor învinși. Iar România a fost învinsă atât în războiul din Est cât și în cel din Vest, fapt confirmat prin tratatul de pace din 10 februarie 1947. Poate cel mai important este faptul că românii au mentalitate de învinși chiar atunci când stau la masă alături de asemenea lor. Poate peste vreo 40-50 de ani patimile vor dispărea și lumea va fi uitat că a existat un al doilea război mondial, dar ar afla că a trăit pe atunci un conducător al unui stat numit România cu numele Ion Antonescu și ar fi curioasă să afle dacă a fost sau nu erou. După ce despre regele care i-a lăsat țara în mâna lui Antonescu s-a spus că este unul autoritar și nu un dictator, părerile despre mareșal s-au nuanțat și ele fără ca tactica și acțiunile sale din timpul războiului să înceteze a fi supuse analizelor drastice. Iată câteva caracterizări din epocă. Pamfil Șeicaru. Sub regimul mareșalului Antonescu, hoția și jaful au fost înfrânate. La 6 decembrie 1940, în momentul când omul providențial, mareșalul Antonescu, lua în mâini de sinele României, pe al cărui tron s-a urcat tânărul nostru rege Mihai I,
Țara se părea cu hotarele sfâșiate, neîncrederea, teama, descurajarea străbăteau sufletele tuturor și toți ne întrebam ce altă nenorocire vor aduce zilele următoare. Cu mulțimea refugiaților tălăzuindu-se pe drumuri, cu autoritățile evacuate, cu știri îngrijorătoare venite din locurile pierdute, populația și pământul țării erau imaginea unui stat trăindu-și ultimele zile. Sub regimul mareșalului Antonescu, hoția și jaful au fost înfrânate, hărnicia și cinstea s-au răspândit. În finanțele țării s-a pus ordine, într-atât încât am avut excedente, tocmai când de așteptat ar fi fost să nu le avem. Cheltuielile inutile au fost suprimate și mareșalul a fost primul care a dat exemplul, punând la dispoziția țării fondurile ce erau atribuite. Ca armata să poată spune pe câmpul de luptă ceea ce spune acum, ea a trebuit reorganizată, reînarmată și reinstruită. Totul s-a făcut sub supravegherea mareșalului, care și-a găsit în apropierea armatei vechea și nobila sa pasiune de militar. Iar când războiul a izbucnit și mareșalul a dat soldaților ordinul să treacă prutul, acest ordin nu a fost un act simbolic, ci unul efectiv, fiindcă însuși mareșalul, aflat pe front, și-a condus armatele peste prut. Cei doi ani de regim ai mareșalului Antonescu par ca ani de renaștere a națiunii. În plin război și în plină ridicare, intrăm în al treilea an al noii noastre istorii. Intrăm cu credința în viitorul nostru și cu credința în misiunea istorică a mareșalului Antonescu, sub a cărui conducere țara și-a regăsit sufletul. Fragmente din Pamfil Șeicaru, misiunea istorică a mareșalului Antonescu, articol publicat în Curentul, 7 septembrie 1942. Gheorghe Jurgea Negrilești. Din toată persoana lui emana ceva impunător. Inspectam șantierul, care mi-era foarte cunoscut, când odată m-am pomenit cu un bărbat care se uita cum dintr-un camion se descărca ușa blindată de la adăpost. Fiind cu spatele la mine, nu l-am recunoscut, dar după obicei am început să-i studiez îmbrăcămintea, care era cu totul neobișnuită. Avea cizme de călărie din vițel de culoare deschisă, care după croială și fason trădau Anglia. Asemenea cizme se lustruiesc cu os de miel și după aspectul lor, proprietarul avea un valet sau ordonanță care se pricepa. Nici pantalonii nu erau de la noi, erau niște splendid breeches, bej, inegalabili. După cum numai Madridul știe să facă kilos de toreador, tot așa numai Anglia cunoaște secretul acestor pantaloni. Mai menționez o cămașă albă imaculată, fără cravată, peste care avea un fel de jiletcă din antilopă cu nasturi de corn, cum am văzut când s-a întors cu fața. Cred că jiletcă era de la Viena, din cele purtate de grofi când stau la țară. Antonescu fusese cândva atașat la Londra, știam asta. Dar nu mă așteptam să fi prins rafinamentul britanic atât de bine. Deodată m-a observat. Un inginer de la Fichet, uzina care făcuse ușa, m-a întrebat pe unde trebuie introdusă. Antonescu m-a măsurat cu o privire militară din aceea care verifică dacă călcâiul de la bocancă a fost lustruit. Cine ești dumneata? Sunt de la întreprinderea Ioanovici. Era stăpânit de o mânie pe care nu mi-o puteam explica, păcat, pentru că altfel avea trăsături regulate, chiar nobile, iar din toată persoana lui emana ceva impunător. Fragment din Gheorghe Jurgea Negrilești, Troica amintirilor de sub patru rece, editura Cartea Românească, București 2002. Redacția Historia. El și-a asumat și-a condus țara într-o perioadă complexă, dificil de caracterizat în câteva fraze. Totul se cuvine a fi reținute deciziile care, într-o formă sau alta, l-au transformat într-un personaj controversat istoriografic. Ca militar, dar și ca om politic, și-a asumat o postură de salvator, de om providențial, dincolo de limitele impuse de interesele naționale. Strategia sa s-a dovedit a fi infirmată de cursul istoriei. Deși a încercat să găsească soluții rezonabile și în acord cu interesul național, România a pierdut războiul, iar tactica sa de a negocia, sau mai bine zis, de a amâna soluția previzibilă, aceea salvării a ceea ce mai putea fi salvat, s-a dovedit a fi greșită. Actul de la 23 august nu a făcut decât să confirme acest lucru, iar ceea ce a urmat a fost pentru Ion Antonescu un final nu doar tragic, dar și previzibil. Excese de limbaj antisemite. Opțiunile sale politice sau ideologice, strategice sau tactice au fost și sunt mult valorizate în spațiul public românesc și nu numai. Că nu a fost un antisemit manifest în perioada interbelică este un fapt real. Că după bătălia de la Stalingrad a fost moderat în soluționarea problemei evreiești este de asemenea adevărat. De altfel, persistența sa în a susține alianța militară, politică și economică cu Germania, dincolo de opțiunea rațională, derivată din înțelegerea faptului că statul nazist pierduse războiul, rămâne cu atât mai puțin explicabilă din perspectiva interesului național.
Aceasta și pentru că, deși a susținut mai degrabă tacit tatonările inițiate de Mihai Antonescu pentru ieșirea din război, era în deplină cunoștință de faptul că, în conformitate cu deciziile Marii Alianțe, niciun armistițiu nu putea fi negociat separat și înainte de capitularea statului ce participase la război de partea Axei. Exemplul Italiei îi era la îndemână. Toate acestea, opțiuni militare greșite, erorile flagrante din perspectiva politică a interesului național, nu-i pot știrbi din aura de martir în cruciada anticomunistă, una consolidată de producții istorice comemorative, mai ales începând din anii 80 ai secolului trecut. Însă această aură nu-l poate exonera pentru opțiunile sale politice eronate, ba dimpotrivă, așa cum chiar cursul istoriei a demonstrat-o, toți, sau aproape toți cei fuseseră alături și, în primul rând, soldații Armatei Regale Române, care au acceptat soluția oferită la 23 august 1944, deși au prețuit conduita și onoarea, l-au părăsit. Mihai Retegan, Ion Antonescu, mareșal al României, erou, adică un fel de Hercule modern care îndeplinește a 13-a muncă, sau un El Cid care eliberează țara de necredincioși, sigur, cel ce cunoaște știe că generalul veni la conducerea statului într-un context care îi determinase pe oameni politici versați, dintre care unii dărâmaseră un imperiu și ridicaseră o țară, să se retragă așteptând vremuri mai liniștite. Se înhămase nu la a 13-a muncă, ci la un nesfârșit șir de munci și, în paralel, se angajase și împotriva necredincioșilor. Dar erou? Îi se potrivește tot atât de bine ca și eticheta fixată printr-o lege care prevede pedepse de gândește alminter decât scriu rândurile din acel act normativ. Ion Cristoiu, din dezbaterile de după decembrie 1989, s-a desprins decisivă concluzia că imediat după război, adversari în perioada anterioară prin poziția față de alianța cu Germania, Antonescu și regele sunt de aceeași parte a baricadei. Pe perioada guvernării sale, mareșalul fusese un dușman al rușilor și al comunismului. Campania din Est a fost pornită pentru redobândirea unui teritoriu luat în contextul expansiunii rusești. Mareșalul a protejat, într-un fel, partidele democratice, deși regimul său nu recunoaștea pluralismul politic. Răsturnarea lui Antonescu și ieșirea României din alianța cu Germania nu erau posibile fără o alianță a regelui, a partidelor tradiționale cu comuniștii. Toate încercările forțelor pluraliste din România de a trata separat cu aliații au eșuat. Americanii și englezii au pus de fiecare dată condiția negocierilor directe cu sovieticii. Forțele conducătoare s-au aliat cu comuniștii. Și bulgarii și ungurii, conștienți de faptul că războiul e pierdut de Germania, au încercat o pace separată cu occidentalii. Și lor, ca și românilor, li s-a spus însă că trebuie să trateze mai întâi cu rușii. Ori, una din condițiile negocierilor cu Moscova consta în recunoașterea comuniștilor drept unul dintre principalii parteneri de discuție. Ca și în cazul Bulgariei, ca și în cel al Ungariei, forțele conducătoare s-au văzut obligate să se alieze cu comuniștii pentru a putea duce tratative cu Stalin. Alianța regelui cu Partidul Comunist împotriva lui Antonescu a fost impusă de conjunctura istorică. Era de așteptat așadar ca alianța dintre rege și comuniști să se rupă imediat după lovitura de stat de la 23 august 1944. Chiar de la constituirea guvernului Sănătescu s-a văzut că între ruși și comuniști, pe de o parte, și rege și partidele istorice, pe de alta, este o incompatibilitate. Această incompatibilitate, rapid transformată în adversitate, a reflectat la nivelul României procesul petrecut la nivelul alianței împotriva Germaniei naziste. Comedia împăcării. În planul țării noastre, războiul rece s-a concretizat în bătălia dintre comuniștii care întruchipau interesele Moscovei și forțele democratice în frunte cu regele care întruchipau interesele Occidentului. Chiar dacă deja adversari la încheierea războiului, foștii aliați, URSS și puterile occidentale s-au străduit un timp să joace comedia împăcării. Divergențele însă deveneau tot mai clare. Același lucru s-a petrecut și în România. Deși se ducea o luptă în planul vieții publice, comuniștii pe de o parte și regele pe de alta s-au străduit să lasă impresia unui armistițiu. Comuniștii vor declara în numeroase rânduri că, deși republicani, ei nu pun în discuție monarhia. La rândul lui regele Mihai, deși guvernul Petru Groza îi fusese impus de către ruși, a căutat să aibă un timp relații normale cu acesta. Greva regală din vara lui 45 a dat însă pe față prăpastia dintre cele două forțe. Deși prin acordul miniștrilor de externe din decembrie 1945 s-a ajuns la o soluționare a crizei politice din România, soluționare vizând intrarea în guvernul Groza unor reprezentanței opoziției,
Adversitatea dintre rege și comuniști nu putea fi pusă la îndoială. Comuniștii nu-și făceau nicio iluzie asupra poziției regelui Mihai. Atât rușilor cât și lor le era limpede că regele reprezintă pe plan intern interesele partidelor istorice și pe plan extern interesele puterilor occidentale. După aceea, în clipa în care războiul rece devenise o realitate dramatică, comuniștii din România au trecut la înlăturarea a ceea ce îi considerau ultima redută, monarhia constituțională. După lovitura de stat de la 23 august 1944, regele preastindardul anticomunist purtat de Antonescu de-a lungul guvernării sale. În bătălia sa împotriva comunismului, regele ar fi pierdut enorm dacă ar fi arătat cea mai mică simpatie față de omul pe care nu numai rușii, dar și occidentalii îl considerau criminal de război. De altfel, înaintând regelui cererea de grasiere, comuniștii i-au întins o veritabilă capcană. Dacă ar fi semnat-o, mai mult ca sigur că monarhia ar fi luat sfârșit în România în vara lui 1946 și nu pe 30 decembrie 1947. Regele a amânat pe cât posibil mai mult decât s-a întâmplat în țările din jur preluarea definitivă a puterii de către comuniști. Refuzând cererea de grasiere, monarhul s-a situat de aceeași parte a baricadei cu Antonescu, asumându-și riscul de a fi etichetat mai târziu drept călău. Aceasta e esența tragică a relației dintre Antonescu și regele Mihai în perioada imediat postbelică. Prieteni, atât pentru azi. Sunt Cristian Alexandrescu, pe curând!